Salut și bine te-am găsit la un nou episod pe canal. De data aceasta ne jucăm Carver Sales Simulator 2023. Acest episod va avea două părți. Prima parte pe care o vedeți acum, iar a doua parte va sosi astăzi la ora 6:30 pe seară. Așa că vă aștept atunci să vedeți și a doua parte din acest episod. O nouă zi, o nouă oportunitate de a face niște bănuți și se pare că avem și licitațiile azi la ora 12, este ora 7 aici, mereu le încurcă, e invers. Este ora 7:30, haideți să vedem, avem noi niște mașini de pregătit pe acolo, mergem repede la office. Zice acolo că este murdar, it's really dirty, este foarte murdar, nu ca așa, deși se pare că avem doar o de asta așa. Și am observat că există un mic bug în joc, chiar dacă eu observați, este destul de curat, nu mai avem absolut nimic, da? Ne scrie acolo că în continuare este murdar, nu știu de ce. Haideți să vedem, avem noi aici trei mașini pe care va trebui să le pregătim, să le punem la vânzare. Acum aș dori eu să văd dacă au probleme. Nu, asta este complet murdară. Avem aici, mașina este puțin lovită, vopsită și murdară foarte rău. Și avem Porsche-ul acesta, care este foarte, foarte murdar. O să ne lăsăm momentan mașina noastră, Audi-ul, îmi place foarte mult și e așa, e de suflet, practic. O să mergem să spălăm Mustang-ul. Iar apoi, și apropo, vă mulțumesc frumos pentru aprecierile de la episodul trecut, am strâns 5100 de apreciere. Asta înseamnă că episodul acesta va avea 51 de minute. Destul de mult, sincer, nu mă așteptam. Iar episodul acesta, haideți să vedem dacă putem să doborâm numărul acesta de like-uri, 5100 de aprecieri, să vedem dacă putem să depășim. Au făcut băieții un update la joc. Un giga 300, ceva de genul. Acum, sincer, nu știu în ce mai exact, deși și camera parcă stătea puțin mai bine, nu? Se vedea puțin mai bine camera în joc față de dățile trecute, nu știu, poate e doar asta, mai că n-am mai intrat de ceva timp pe joc. Dar în rest așa nu observ mari schimbări. Mi-a spus voi că pot să merg și la un fel de cursă sau ceva de genul, dacă mergem pe platforma aceea și vom merge. O să luăm Mustang-ul acesta doar să vedem ce este pe acolo. Și cam atât, nu știu ce au băgat în update-ul acesta, sincer, sau poate, cine știe, se pregătesc de ceva, că am observat că se mai practică pe acolo, te pune descarci update-ul mai înainte, dar nu îți dă momentan conținutul, abia după ceva timp. În fine, n-are nicio importanță. Noi avem bani de făcut. Am vorbit-o fără aer pe asta. Avem 1.400.000. Și tot sper... Ce este aici? Ia. Enter. Forest de se... Ok. Deci ne duce pe o pistă, pe un drum drept. Pe un drum drept să putem da top speed. Momentan nu ne interesează foarte mult, mai ales la o mașină pe care noi o vom pune la vânzare. Nu ne ajută cu nimic acest lucru. O să mergem, o punem direct la vânzare. Nu știu ce preț am dat pe ea, dar putem vedea. Nu am fost atent. Se controlează foarte bine. Uite, frumos, așa, și o vom pune aici. Momentan avem 3 mașini, avem timp până la 12, punem mașina la vânzare. Vom pune poze normale. Ia să vedem car panel, am dat pe ea 31.000. Haideți să o punem noi la vânzare. O să îi facem o singură poză așa, save, și acum haideți să punem noi anunțul cu mașina noastră. Mamă, dar cât de mașini am? Porsche, asta... o am și pe aia care nici măcar nu am adus-o aici. Haideți să vedem unde este... Nu este, trebuie să mai șterg din poze. Până atunci o să punem Ferrari-ul la poze. Oricum, momentan încă nu contează ce poze punem. Era foarte tare dacă anunțul era corespunzător 100% cu ceea ce vin, să-ți acorde niște puncte de experiență, că ne ajută. O vom pune 70.000 pentru că deja putem să negociem prețurile și e mult mai ok. Deja se apropie ora 11-12. Vom merge noi cu Audi-ul nostru frumos. Mi-a spus să nu-l vând, deci nu o să-l vând. Îl păstrăm. Mi se pare că am pus eu kitul de drift. Dar tot sper să găsim. Este o mașină destul de rară din ce am înțeles. Nissan GTR-ul. Acum... Cine știe, poate vom avea noroc. Te salut, nenicule. Ia de aici. Ok, ia uite, nu poți să cumperi mai multe. De obicei la celelalte mergea să spamezi chestii pe acolo. Haideți să ne punem noi aici frumos și să vedem ce avem astăzi la licitație.
Un Citroen nu ne prea interesează, dar sunt curios prețul la care va ajunge. Mașina având doar 5.000 de kilometri, presupun că nu o să se liciteze foarte mult. Prețul de start e 3.769 de dolari. Haideți să vedem până la cât ajunge. Deja se pare că ne ducem lejer către 4.500. 4.450, asta a fost o... Lamborghini Countach. 300, da... Cred că direct începem frumos, să vedem dacă... Păi... Ce să mai, l-am câștigat, ia să vedem, avem un BMW care nu mă atrage foarte mult, dar are un preț bun. Adică dacă e la 65.000 aici, cu 5.000 de kilometri, 2012, automată, și nu are nici probleme, de ce nu o să aveți nebunii? Nu cred că o vom cumpăra, cred că se va duce în 80.000 undeva pe acolo. 77.000 acum crește. Sau? Fii atent. Ok, 80.000, ia să vedem, am zis bine? Se va duce până în 80.000, e destul de scumpă mașina asta, dacă mă întreb pe mine. E un seria 2, nu știu ce vrea să fie. Un seria 2 pare a fi, de la distanța asta pe care o vedem noi. 83, 84, 85.000 aproape, fără 200 și ceva de dolari, 86.000. Sunt curios, ultima mașină ce va fi. Oricum, sunt destul de mulțumit, am luat un Lamborghini pe care vom face un profit destul de frumușel, zic că undeva la 100-150.000, poate chiar 200.000 vom pune peste el. Va trebui să ducem mașina să o spălăm, sau alea? Sau oare... Nu ținem de mașină personală. De mașină personală vom vedea. Ce nu-mi place, în schimb... 95.000 mașina, wow. Ok, n-avem nicio... Păi atunci nu o să mai stăm aici să pierdem timpul. Noi mergem să ne ocupăm de mașinile noastre. Oricum, după ce o câștigăm, mașina va fi pusă acolo, ceea ce e foarte ok. Mergem noi să ne ocupăm de celelalte mașini până fac ei acolo și termină treburile. Și aș dori eu foarte mult în jocul acesta să bagem un update în care să avem mai multe mașini. Ar fi genial. Uite, se pare că avem și un cumpărător. Am primit și experiență, frumos. Deși vom cumpăra noi mașini, dar nu acum, mai târziu, ca să putem noi să facem... Fii atent că pleacă. Nu mai pot să vorbesc cu el dacă a plecat, nu mai pot. Asta este. Să facem experiență, să ne dea puncte, să deblocăm cât mai multe lucruri aici. Uite, aici ți-o spală mai ieftin, aici ți-o repară mai ieftin și aș vrea să deblochez eu car wash-ul, să-l am eu direct aici. Ăsta nu prea ne interesează, am nevoie de două puncte, mai am puțin și facem două puncte, să le spăl eu, să nu le mai duc până acolo, știi că durează destul de mult. Asta se vede că este murdară. Haideți să mergem să o spălăm și le punem direct acolo. Se mișcă destul de ok mașina. N-avem nos pe ea. Nu o să-i mai pun, sincer. Pentru că nu știu cât adaugă la preț. Dar pierdem timp, așa să zic. Așa că nu o să mai punem, cel puțin pe mașinile astea. Ce nu... You can open skill wash for... Dar... am zice că am deja punctul. Că am deja punctul acolo. Era tare să putem să intrăm și aici, să ne cumpărăm lucruri. Dar presupun că... Din moment ce există clădirea, o iau așa puțin logic, vor face în update-urile următoare. Oricum, jocul am văzut, ba chiar pe data de 18 luna aceasta, ieri, a primit update. Ieri și pentru mine și pentru voi, că astăzi e 19, ora 11 când filmez. Suntem în 19. Cred că am zis ora 19, nu 11 sau nu știu ce, de genul ăsta. Gata, haide să... Opa, ce am făcut? Am apăsat eu ceva greșit... O ducem cu spatele până acasă. Ia să vedem, reușim fără să... fără să ne lovim. Prinde 90. Cât prinde cu spatele? Deci se ducea spre 94-95. Se pare că avem primul client, practic, care nu a plecat. La Mustang. Bună ziua, domnișoară! Ce faceți? Cum sunteți? Sunteți interesată de mașina aceasta? Să știți că prețul este formidabil. 51.000, e aproape dublu față de cât am dat noi pe ea. Haideți să vedem dacă ne acceptă 60.000. Eu zic că 60.000, am dat 31.000 pe mașină, 60.000 mi se pare perfect, am dublat mașina oarecum. Haideți să punem noi mașina aceasta la vânzare, dar prima oară aș dori eu să șterg toate pozele pe care le am aici, pentru că sunt foarte multe, și să facem poză așa la mașină, save.
și să mergem să o punem. Nici nu mai știu cât am dat pe ea, să fiu sincer. Avem 5.000 de kilometri și am dat pe ea 100... am dat ceva pe 190.000. Haideți să punem poză. O să pun aceeași poză de 5 ori să ne detecteze sistemul că avem 5 poze. Și o vom pune noi cu 450.000. Știu că e foarte mult față de cu cât am luat-o noi, dar nici nu contează. Am primit experiență că am vândut mașina. Uite, primești experiență când cumperi o mașină, dar nu primești experiență când vinzi o mașină? Ar trebui să primești totuși. Ia să vedem aici, mașina are nevoie de puține îngrijiri, după care mergem să luăm Lamborghini-ul de acolo. Mașina e destul de mare, arată bine, jantele sunt foarte, foarte mari. Uite, se pare că îl avem aici pe Mirel, liber. Pe ăsta o să-l cheme Mirel. Așa, de ce se aude mașina asta atât de sport acum? Și are direct număr de matriculare de România. Bine, el vine acolo, S74, ce vine el, dar are plăcuța. Foarte tare totuși că s-au gândit să pună și plăcuța de-astea de România. M-a surprins faptul când am văzut atunci. Aici cu scrapul, nici nu știu dacă ar mai merita pentru noi, sincer. Cât primim pe o parte? 20. Nu prea ar mai merita așa mult să mai facem pe aici, sincer. Asta probabil pe la început să te mai ajute să faci bani, dar deja când ai vreun milion, nu știu cât de mult te mai ajută 20 de dolari. Sunt bănuți și aceia, evident. Și un dolar, dacă nu l-ai avea, nu l-ai avea. Dar ar necesita mult timp. Timpul acela putem să-l folosim în orice alt mod. Fix acum s-a găsit să fie cineva. Bravo, tată, lasă că mergem aici. Și să vezi că apare fix în fața mea acum cineva. Gata. Vreau să-i dau o revopsire pentru că ați văzut că ea e acolo așa. E un poliș de ăsta nebun. Gata, nu-i mai fac nimic la mașină. Sincer, nu cred că... Apăs întotdeauna. Uit că las motorul pornit. Mașina aceasta nici nu știu cât am dat pe ea. Wow, câți cumpărători avem pentru Porsche? Posibil. Cumpărători, ia să vedem. Ba, arată bine mașina asta. Nu cred că am mai vândut până acum așa. Bună ziua, doamnă! Ia-s, domnișoară, mă scuzați. Ce ofertă aveți pentru mașina aceasta? Avem o dată 250.000 cu... Ia să vedem. Rămâneți pe fir, vă rugăm frumos. Te salut. Ia să vedem. Câțiva ne dă domnul acesta? 225.000. Pe acesta îl vom trimite direct acasă, pentru că nu are niciun rost să... Să discutăm cu el. E același tip, era frasul geamăn. Ia, poate el are... Are o ofertă mai bună, 230, nu, domnul, mă, sincer, ia, bună seara, bine v-am găsit, să știți că suntem pe cale să închidem, dar dacă faceți o ofertă generoasă, acasă. Bun, 250.000, doamnă, a plecat, lasă, următoarea zi nu-i problemă, venim următoarea zi. Aș vrea să dau cel puțin cu 300.000, știu că e un preț puțin cam mare, dar mă gândesc că ar fi destul de ok, nu? Ia să vedem, minus 344.000, trebuie să ne ocupăm noi următoarea zi de Lamborghini-ul acela pe care noi îl avem acolo pus. Eu am mașini, ceva în vecini, așa mai... Nu observ nimic așa foarte... Mămăiți, să-i mai facem o vizită lui Mămăiți, să vedem unde e, ce mașini mai are Mămăiți, ce mai alea. O să mergem noi să luăm Lambo-ul de aici, aia... Cred că este tot o mașină de-a mea, doar că în momentul când s-a spawnat una, mi-a aruncat-o pe aialaltă. Ah, asta, era aici, era aici, asta era aici. Dar e murdar tare ăsta. E murdar tare, dar arată frumos. Suspensia puțin cam ciudată pe el. Deci nu avem probleme cu damage, cu de-astea din câte știu, dar un polish, o să o punem noi aici la un polish. Aș vrea să mai cumpăr două mașini. Aș vrea să mai cumpăr două mașini, să spălăm noi direct astea negru. Cum i-ar sta, mă, negru, mă? Bun. Frumos, care și jantele negre și am zis de ce nu. Mă duc, cred că în cartier, dar e un fel de vișiniu din cauza prafului. Vreau să mergem. Așa să o punem noi aici. Zi de întoarcere asta. Ia să vedem. Vă salut, stimate domn. Ce ofertă aveți pentru mașina aceasta? Să știți că este o mașină pentru pasionați. 250.000 odată. Doamna domnișoara a venit când am închis, mi se pare. A venit cu 220...
Haideți să vedem, poate o dăm cu domnul și o scoatem la un 300 de mii, mă gândesc, poate ar fi destul de ok. 300 de mii, domnul meu, să știți că preț ca acesta... 275 de mii. Toți sunt niște bani, adică... Bun. Acum, avem nevoie de câteva mașini să le cumpărăm, dar nu știu acum, car marketplace is open. Hai să mergem repede pe acolo, dacă văd Ferrari-ul și astea, direct, ia să vedem. Vedem bani? Vedem bani? Nu vedem bani. Unde-s bani? Uite un Lambo. Uite un Lambo, un Mercedes. Ăsta în ce bani se dădea? Ia să vedem, bună ziua. Cât doriți pe mașina asta? 81 de mii în regulă, vă mulțumesc. Avem Lamborghini-ul aici, kilometri 12.000? 538 de mii! Eu pe aia cu cât am luat-o? Mamă! Trebuie să o reparăm puțin și zice report might be fake. Dar nu vreau să dau 53 de mii. Și după să aflu că e la fel și am dat banii degeaba. 400 de mii, vrei pe ea? 400 de mii pe ea? Un preț ok. E cu jumătate de milion aici. 450 de mii. Haide, ce să mai... E bun. Direct la reparat o trimitem. Și avem aici Mercedes-ul acesta pe care mai întotdeauna noi am scos profit pe el. 69 de mii. Eu zic că dacă o luăm cu un 55 de mii e perfect. Ia să vedem. Opa, nu-i convine, dar 60 de mii zic că vrea, adică scădem doar 9 mii, eu... Bun. Câte mașini mai trebuie să cumpărăm? Una singură sau să o spălăm în mare parte pe asta? Nici n-am verificat dacă era murdară. Am nevoie de două puncte de experiență pe care le putem face foarte ușor. O să mergem noi să curățăm cu burețelul mașina și ne dă puncte de experiență. Haideți să mergem la office. Presupun că trebuie să-l facem... Facem o curățenie pe aici. Bun. Asta nu am pus-o eu la spălat. O să facem ceva. O să facem noi asta ca să ne dea niște puncte de experiență. Gata, avem două puncte. Oh, eu nu l-am deblocat pe ăsta. Și acum tot mai trebuie un punct. Dar măcar este mai rapid. Oh, wow, da, este mult mai rapid. Îți dai seama cu ăla... Păi acum îmi convine să le curăț eu pentru că îmi dă și punct de experiență și se face foarte rapid. Despre ce vorbim? Mașina asta e praf. Fii atent. Fii atent cât de repede. Asta? Ia. Deci e cu totul altceva. Așa îmi convine, sincer, pentru că îmi dă experiență. Și ne ajută foarte mult experiența asta. Și îți dai seama cu vapul acela cât de repede o cureți? Cred că imediat, sincer să fiu. Ce mai e murdar la ea? Nimic. A, bara față. Mamă, e diferență foarte mare între curat și murdar. Ia uite, deja am făcut 17 puncte de experiență. Asta pare că este toată curată. Ok, plafonul, uite. Oh, și îți mai dă și 4 experiență pentru că cureți toată mașina. Păi nu o mai duc la spălătorie niciodată. Gândiți-vă câte experiență putem face. Ia stai, mă, că eu mașina asta n-am curățat-o niciodată. Să vedem cum arată curată. Ori s-a murdărit ea așa în timp. Dar da, pe negru creează o de-asta vișinie. O reflexie vișinie, observați? Uite plafonul, de exemplu. Uite linia. Curat, murdar. Fiindcă nu e bara față. Trebuie să ne mai dea și 4 experiențe. Deci am făcut 34 experiențe foarte ușor. Sunt curios. Sunt foarte curios dacă în momentul când ei repară mașina, eu pot să o spăl. Mirele, ia dă-i tata aici o reparație de aia nebună. Nu te cred că pot să o spăl în timp ce el o repară. Că de obicei știți că noi stăteam degeaba aici. Pot să o spăl, ba chiar prin. Adică nici nu trebuie să mă uit fix la partea pe care o curăț. Clean a spot. E lovită. Ia să vedem, nu e nicio problemă, atunci stai puțin așa să o cură și eu aici, să dau așa puțină viață la mașina asta. Să vedem ce mai are, nu e foarte murdar Mercedes-ul acesta, să fiu sincer. Ia, gata. Păi ne ajută foarte mult, sincer să fiu, aici o repară până atunci și nici nu mai trebuie să mergem noi până în partea aia la altă să le curățăm. Facem mult mai ușor acum.
Ceea ce este mult mai bine, sincer, ne ajută, ne ajută. Și imaginați-vă cât de rapid o să facem noi, mă duc să o iau și pe aceea, cât de rapid vom face noi acum punctele de experiență. Oare pot să mă duc în vecin să curăț mașinile la vecin ca să-mi dea experiență? Asta nu știu. Gata, și mașina aceasta este curată. Haideți să vedem dacă are nevoie de vopstea să-i punem. Și o să-i punem o culoare mai frumoasă. Mă gândesc la un galben sau un verde. Lamborghini, ceva, știi? Se pare că da. Polish. Polish, a, așa, ca să se înțeleagă culoarea pe ea, dar tot nu prea se înțelege. Este un fel de verde. A, de aici, mă, stai, mă, puțin, mă, că de-aia nu se înțelegea culoarea. Uite așa. Fiind mai vechi, o culoare așa, mă. Mamă, ce urâtă e culoarea! E foarte urâtă culoarea. Haideți să o punem acolo. Deci dacă ăsta o dădea cu 590.000 sau ceva de genul, oare cu cât putem noi să vină mașina asta? Sunt așa curios, știi? Adică, bă, haideți să le punem pe toate la vânzare și vedem ce și cum. Asta e curată? Da, deci toate mașinile acum sunt curate. O să mai facem noi o poză, două la mașini, așa, save. Ca să avem, și mai fac celul ăsta, să avem noi poze acolo, să punem mai multe poze diferite. Și acum punem tot ce este în office. Deci ăsta este ăla, 32.000. Haideți să-i punem poza așa. Așa arată el în zilele bune. Așa arată când e supărat. Așa arată noaptea. Și așa arată când vrea el. Bun, o să punem 60.000. Le dublăm prețul în mare parte. Avem aici Lamborghini-ul, l-am dat pe 400.000, ăsta este cel de la licitație. O să-l punem, le încercăm la 850.000, oricum ei mi oferă ce preț doresc ei până la urmă, știi? Așa că punem așa, același, bine, ăsta e Lamborghini-ul galben, o să-l punem în aceiași bani, pentru că oricum are, e cam tot pe acolo, tot 850.000. Și mai avem noi Mercedes cupeul, l-am dat 60.000 pe el. Haideți să-i punem poza așa și arată în zilele bune. Care-i treaba? 120.000 punem mașina. Le punem mereu prețul dublu la astea. Gata. Este ora 4, se pare. Și acum haideți să ne încercăm noi teoria noastră. Pot să merg în vecin să le curez mașinile, să fac experiență? Mă gândesc, poate am putea. Ar fi destul de tare. Ba, asta sigur e murdară, dar nu mă lasă. Cred că trebuie noi să o cumpărăm. Da, trebuie să le cumpărăm. Problema este că le cumperi, dar rămâi cu ele. Dar dacă o las aici, să zicem, mămâiți. Ia zi, mămâiți, 3.000. Da, mămâiți, 3.000. Și acum mă lasă să o curăț. Ok. Dar sunt curios ce se întâmplă cu ea, dacă o las aici, dispare? Sau mi-o trimite la garaj? La fonu? Gata. Câte experiență avem? 76. Nu o să luăm mașina asta de aici, o vom lăsa aici. Stai așa că eu eram acolo. Haideți să vedem, customer in the office ne zice. Haideți să mergem și noi să vedem cine este acolo și ce mașină dorește. Cu ce îl putem ajuta? Wow, câtă lume! Câtă lume! Iată câtă lume pe SUV-ul acesta. Dacă ni se oferă 50.000, i-am dat direct drumul, nu avem nicio treabă, 42.000. Domnul meu, 50.000, ce zici? Ofertă doar pentru dumneavoastră, nici nu mai doresc să discut cu ceilalți. Nu, a zis că nu dorește. Îmi pare rău, domnule, să știți că... Ca pâinea caldă a venit lumea pentru mașina aceasta. N-avem nicio șansă, cred. 42, domnișoară, avem 42.000, să știți, dacă oferiți 50.000, a dumneavoastră 44.000, avem șansă să obținem 50.000. Avem șansă să obținem 50.000 dacă ne oferă atât. Gata, am vândut prima mașină. Haideți să vedem la Lamborghini. 850.000, domnule, să știți că este un preț foarte corect pentru mașină. Este o mașină de epocă. Mi se oferă odată 600.000. Ia să vedem, domnișoara, cât ne oferă. 618.000 acolo. Se pare că a venit frasul geamăn al lui domnul. Vedem, poate are o ofertă mai bună pentru 620.000 odată. Domnișoara ne oferă cât? 664.000. Cea mai bună ofertă de până acum. Cu 200.000 peste. Și avem un 540.000. Tu te rog, du-te acasă.
Domnișoară, să știți că ați câștigat, dar va fi nevoie să negociem puțin prețul acesta la un 730.000, ce spuneți?